bun găsit, dragi prieteni! Ne aflăm la o ediție specială a emisiunii Un strop de cultură. O ediție pe care o filmăm, după cum bine vedeți, într-un loc special și pe care noi o dedicăm unui proiect drag sufletului nostru, despre care încercăm noi să aflăm tot felul de amănunte interesante în cadrul discuțiilor de astăzi. Proiectul se numește Meșterul Turistic și au venit să ne vorbească despre acest proiect. Începem de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. Domnii meșteri, cum merge treaba? Merge foarte bine. Căutăm să învățăm și pe cei mai vârși, că nu o să treacă etatea și trebuie să învățăm pe alți, pe cineva. Ce faceți acolo dumneavoastră? Noi facem panerașe, coșulețe pentru flori, totul cine se cere în prezent. Ce comenzi avem, alea facem. Fel și fel de coșulețe, țărne de orice. De damigeni, de butoaie de rufe, putem face coșuri pentru porumb. Eu vă doresc spor la treabă și o să mai revin mai târziu cu alte întrebări, să aflăm noi exact ce se întâmplă acolo. Până una alta, îi urez bun venit la Un strop de cultură, iată, dragi prieteni, invitatei mele de astăzi, Ruxandra Pavel, coordonatorul proiectului Meșterul Turistic. Bună ziua și bine v-am găsit! Mai departe a sosit tocmai din județul Prahova alături de noi doamna Daniela Chiriță, unul dintre furnizorii de formare profesională din cadrul acestui proiect. Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor, mulțumim pentru invitație și sperăm să putem împărtăși câte puțin din experiența pe care o avem în acest domeniu. Și ultima, dar nu cea din urmă, gazda noastră de astăzi, din partea Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, a sosit alături de noi doamna muzeograf Irina Cârstina. Mulțumesc frumos, mulțumesc că ne-ați ales! Vrem să le povestiți celor care poate n-au reușit până astăzi să vină să viziteze acest minunat loc încărcat de istorie, ce anume pot vedea aici. Mulțumesc pentru ocazie, evident că au ce vizita la Târgoviște, ne aflăm la Curtea Domnească, monument ce datează de mai bine de 600 de ani, avem în spatele nostru turnul Chindiei, simbolul județului Dâmbovița, Palatul Domnesc, bisericile ansamblului monumental, o grămadă de alte anexe și întregul ansamblu care măsoară câteva hectare poate oferi oricând, oricui, o după-amiază plăcută, atât în beciurile palatului sau chiar în turnul Chindiei, de ce nu? Pentru cei care nu au urcat în turnul Chindiei, este musai să o facă. Avem alături Calea Domnească, numită în trecut Ulița Mare și acesta amănunt se leagă de subiectul nostru, întrucât pe această uliță mare se aflau meșteșugarii acelor vremuri din toate secolele în care Târgoviștea a fost capitala țării românești, acești meșteșugari care, iată, au ajuns până la noi și bine au făcut că duc mai departe această tradiție a culturii noastre românești. Este adevărat, din ce știți dumneavoastră, istoric fiind, că la curțile domnești se găseau cei mai buni meșteșugari? Evident că așa este, cei mai buni meșteșugari, cei mai buni bucătari, cei mai buni care știau să se ocupe de cai, cei mai buni în toate domeniile. Cu siguranță descoperirile ne arată o ceramică de cea mai bună calitate, obiectele care s-au păstrat, într-adevăr, sunt cele mai valoroase ale epocii respective. Mulțumim pentru faptul că ne-ați primit în acest loc minunat și o să mai venim probabil și cu altă ocazie. Îi așteptăm în continuare pe cei care n-au fost. Sunt destule legende legate de vizita de aici din turnul Chindiei care ar putea să îi intereseze și vă dorim să aveți cât mai mulți vizitatori în continuare. Știm că este unul dintre cele mai vizitate obiective din județul Dâmbovița. Mulțumesc frumos! Din județul Dâmbovița și din România. Suntem întotdeauna în top 10 ca număr de vizitatori, undeva în jur de 200.000 de vizitatori vin să vadă ansamblul Curții Domnești. Mulțumesc frumos și eu! Doamna Pavel, iată că plecăm de la un obiectiv turistic și ne gândim la ce anume au avut în vedere inițiatorii unui proiect denumit Meșterul Turistic. Care este legătura între meșter și turism? În primul rând, au avut în vedere să revitalizeze spațiul rural. Dați-mi voie să vă prezint câteva date exacte ale proiectului, pentru că
Așa este normal. Proiectul se numește, titlul proiectului complet este Meșterul Turistic, integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local, alternativă viabilă de revitalizare a spațiului rural. Acesta are și un număr, ID 13 11 92, este, așa se identifică proiectul la minister. Beneficiarul acestui proiect, cel care a depus proiectul, este Asociația Partnet, Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, și ca partenerii are pe Consiliul Județean Dâmbovița, Consiliul Județean Neamț, Centrocop, Asociația de Promovare a Dezvoltării Regionale și Integrării Sociale și Consorțio Consulting din Italia, regiunea Puglia. Ca și partener 4, Consiliul Județean Dâmbovița dorește să atingă următorul obiectiv principal, și anume valorificarea abilităților meșteșugărești ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau care se află în șomaj din mediul rural obligatoriu și orientarea acestora către mici afaceri ca lucrători independenți, inițiatori ai unor mici ateliere sau în ocupații din sectorul turistic care sunt interconectate cu domeniul meșteșugăresc. Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt, de asemenea, ocuparea minim 13% din persoanele pregătite din grupul țintă în cadrul proiectului, îmbunătățirea bazei de cunoștințe a celor 1876 de șomeri în cadrul întregului proiect, vorbim de toți partenerii, nu numai de județul Dâmbovița, îmbunătățirea competențelor specifice unei ocupații în domeniul turistic ce valorifică produse meșteșugărești a minim 336 de șomeri, și facilitarea, de asemenea, inițierii unei mici afaceri a minim 336 de șomeri în cadrul întregului proiect. Rolul partenerului 4, adică a Consiliului Județean Dâmbovița, a fost acela de a asigura legătura, normal, dintre noi și minister. Noi am participat la monitorizarea proiectului, am participat la grupul țintă. Noi am solicitat asociațiilor, am solicitat parteneriate pentru a ne atinge grupul țintă. De asemenea, am participat la activitatea de informare. Am avut rolul de a asigura implementarea unui program pilot de susținere a meșteșugurilor și acesta este în implementare. Am creat un centru pilot în cadrul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița. Acolo se desfășoară activitățile proiectului, specifice proiectului, întâlnirile unității de implementare a proiectului, de asemenea întâlnirea cu formatorii, cu cei care au servis, sunt furnizori de servicii în cadrul acestui proiect. Valoarea întreagă a proiectului, per total, este de 13.644.392 de lei, din care Consiliul Județean Dâmbovița îi revin 685.891,88 de lei. Din aceștia, este valoarea eligibilă a proiectului, din aceștia 13.717,84 de lei, reprezintă 2% cofinanțarea noastră a Consiliului Județean Dâmbovița. Proiectul a început în 31 martie 2014, are perioadă de implementare 18 luni, asta înseamnă că la sfârșitul lunii septembrie se va închide acest proiect. De asemenea, grupul țintă, cum am spus și la început, au fost șomeri sau persoane care nu au avut un loc de muncă, persoane neocupate, dar care nu mai primeau ajutor de șomaj, obligatoriu din mediul rural. Consiliul Județean Dâmbovița și-a ales ca și grup țintă pentru acest meșteșug, pentru că am identificat meșteșuguri în majoritate pe împletituri, ne-am gândit ca și grup țintă persoanele de etnie romă. Nu a fost, a fost o potrivire, dacă vreți, un deziderat și al lor. Ei și-au dorit acest lucru și la Prahova, și la Argeș, și la Dâmbovița. Nu sunt numai populație romă, dar majoritari. Să aflăm noi mai târziu și de ce romii sunt implicați în acest proiect, pentru că ei cunosc meșteșugurile acestea și chiar mulți dintre ei aveau abilități moștenite din familie.
pentru aceste meșteșuguri. Doamna Chiriță, dumneavoastră vă ocupați de asigurarea formatorilor pentru cursanții din județul Prahova. Și Dâmbovița. Și din județul Dâmbovița. Iată că astăzi poate doriți dumneavoastră să ne spuneți cu cine ați venit la noi la emisiune. Avem un foarte bun meșter popular, Nea Mihai, așa cum ne place să ne spunem, Ciobotaru. Este din Mănești, a venit împreună cu domnul Stoica Ion, un foarte bun colaborator al nostru, tot din Mănești, cel care ne-a ajutat să pătrundem, că discutam mai devreme de comunitățile rome, ne-au ajutat să pătrundem foarte ușor, ne-au ajutat să lucrăm în condiții foarte deschise cu această categorie, care au început să fie apropiați de noi. Formatorii pe care îi avem sunt specialiști în domeniu. Am lucrat cu profesori de la Liceul de Arte Plastice, dar avem formatori, haide să spunem, de etnie romă. Foarte frumos se lucrează. Am încercat să apropiem partea teoretică foarte mult de partea practică, pentru că numai lucrând o să înveți. Și în tot ceea ce facem noi, încercăm să descoperim acele abilități care să conducă către a căpăta, a îndrăgi o meserie. Pentru că acest meșteșug îl dorim în final să devină o meserie, o mică afacere de familie, care să îi sprijine în obținerea unor venituri financiare care să-i ajute la un moment dat să se integreze mai bine pe piață. De fapt, dezideratul nostru ca furnizor de formare profesională îl reprezintă reintegrarea grupului țintă pe piața muncii, înțelegând fie ca angajați în cadrul unor ateliere de lucru și de ce nu ca angajatori. Să poată să dobândească niște competențe antreprenoriale care să vină în completarea abilităților pe care le dobândesc în urma absolvirii sau parcurgerii stagiului de pregătire în cadrul cursurilor de calificare. Aceste activități pe care noi le desfășurăm am discutat mai devreme de împletitor de nuiele. Le avem organizate atât ca și cursuri de calificare de lungă durată, mergând la un program de 360 de ore, respectiv la un program de 200 de ore, în cadrul comunităților care posedă deja abilități în domeniu. Pentru că, așa cum vedem la meșterul nostru, dânsul știe să lucreze. Și în cadrul seriei pe care o avem, împărtășește din activitatea sa celor care sunt novici, celor care doresc să învețe. Și să știți că toate seriile noastre sunt o îmbinare între categoria romi, dar și români. Și să știți că lucrează și conlucrează foarte frumos între ei și se înțeleg și se ajută și se sprijină. Astăzi ați venit la noi arătându-ne acest frumos meșteșug al împletiturilor din răchită. În cadrul proiectului însă se pot învăța, deprinde, se organizează cursuri și pentru alte meșteșuguri, doamna Pavel. Ce altceva mai prevede proiectul acesta? Broder, organizăm în comuna Poiana. Avem o grupă de broderi, sunt toate numai femei, pentru că păcate sau din fericire niciun bărbat n-a dorit să se specializeze în meseria de broder. Probabil că este una specifică femeilor. Și împletitură de nuiele, și la Poiana avem o grupă și la Mănești două grupe de împletitori. Pentru că noi am fost pe teren și am văzut care este situația, menționăm faptul că sunt la cursurile de împletitori și femei și bărbați, chiar dacă pare mai degrabă o muncă destinată bărbaților. Dar aflăm că sunt doar femei pentru cursul de broder. Cred că va fi interesant să își reamintească probabil multe dintre ele de bunicile care coseau frumoase ei sau alte țesături pe care le aveau în casă, nu?
Și iată încă un obiectiv atins odată cu acest proiect despre reînvierea unor meșteșuguri care, din păcate, observăm cu toții că în anumite zone s-au cam uitat. Da, sincer, mi-aș fi dorit să, ca tinerii, sunt foarte mulți șomeri în spațiu rural și mi-aș fi dorit să învețe și alte meșteșuguri și alte categorii de persoane, dar nu au vrut. Nu au vrut, nu știu, sunt atâtea meșteșuguri în județul Dâmbovița care încă nu sunt revitalizate. De pildă, țesătura la Pietroșița, știu că se făceau niște covoare foarte frumoase. Probabil că mai sunt femei în vârstă care încă practică această meserie, dar tinerele din ziua de azi nu-și mai doresc acest lucru. Mai avem Olăritul în zona comunei Dobra, Gheboaia, sat Gheboaia. Știu că acolo erau 4, 5, 6 olari vestiți. Și aceste oale, aceste strachini, le vindeau în târguri, pentru că eu știu că acolo am copilărit. Și se vindeau în târgul de Sfântă Mărie, se vindeau în târgul de Drăgaica din Comuna Bălen, de pe 26 iunie. Adică, acum 20 de ani, meșteșugurile erau vitale, erau prezente. Acum nu. Și noi asta încercăm să facem, să revitalizăm. Se pare că împletitura este foarte dorită. Am observat că atelierele de florale își doresc foarte mult coșulețe pentru aranjamentele florale, fie la anunți, fie la diverse evenimente. Și cred că este o bună oportunitate pentru cei de la sat să-și creeze așa o linie de mică de producție și să furnizeze, să-și facă contracte cu diverse ateliere din București și din Târgoviște. Să știți că sunt ateliere florale care își doresc coșuri handmade și să le furnizeze. Dumneavoastră știți acolo în zona județului Prahova că ei vând, dumneavoastră știți mai bine acolo, am fost și eu de câteva ori, dar mi-am făcut așa o părere. Sunt acei vânzători cu fructe de pădure puse în coșulețe împletite de ei. Exact. S-a văzut o posibilă sursă de afacere în confecționarea acestor coșuri, coșulețe, obiecte artizanale, pentru că noi am intenționat să mergem mai departe, nu acele târne sau coșuri care se făceau până acum, să facem, de ce nu, mese, să facem abajururi, să facem scaune și, normal, în momentul în care se întrezărește o posibilă sursă de venit și receptivitatea lor este cu totul și cu totul alta. Discutam mai devreme de cursul de broder. Doamnele cursante pe care le avem la Poiana au început deja după 2 săptămâni de curs să pună întrebări de genul: dacă eu fac o ie copilului meu, îmi dați voie să cos la curs? De ce nu? De ce nu printre acele cusături manuale să nu șeirăm niște mărgeluțe? De ce nu să facem niște fuste pe care să aplicăm o broderie manuală și pe care să le vindem ca unicate? Și deja au început următoarele întrebări. De ce nu facem aici un atelier? Deci, în momentul în care se lucrează, în momentul în care le explici ce se dorește să scoți în urma acestui curs, încep să apară întrebări de viitor. Ceea ce cred eu, sau este punctul meu de vedere, ar contribui la schimbarea mentalității și a unui stil de viață. Pentru că trebuie să ne ducem să devenim ceva mai activi și să dorim să facem, să producem, să vindem și atunci ne va fi mai ușor. Din păcate, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu noi discuții.